găsit la Real Risk, astăzi alături de noi în studiourile Alba Carolina TV, Alin Moldovan, instructor de taekwondo, centura neagră. Când vin Danii? Danii vin, sper, anul ăsta. Sperăm să forțăm 2 Dani în taekwondo și un Dan în kickboxing. O să am examenul și în kickboxing. Mult succes! Zilele trecute, puștii tăi de la taekwondo și, bine, puști și fete și băieți, au susținut într-un număr foarte mare examen la centură. Câte centuri s-au luat, de ce culori? S-au luat în jur de 30 de centuri, diferite grade, unele care sunt un grad superior, având în vedere că mergem spre al doilea an de pregătire, și am făcut primii pași cu noi copilași care o să participe în partea a doua a sezonului, acum în toamnă, la competiție. Deci am înțeles, au fost și centuri alb cu galben, da, și galben cu galben cu verde și verde, da, nu? Da, până ne apropiem de jumatea gradelor, jumatea superioară, o depășesc doar 3 sportivi care o să facă primul pas în partea a doua, competițională 2018 la clasa A. Da, deci deja îi lansez la bătaia adevărată acolo, la clasa A, se joacă fără protecție pe față? Da, o să aibă doar proteză dentară și cască cu senzori. Este un alt nivel. Da, ei își doresc, care să joace fără cască, nu se ia bătaie. Se punctează mai tehnic, pe modelul clasic, cum este la B, unde suntem noi. Uneori apar ușoare erori nu voit de arbitraj, din cauza pentru că ochiul liber nu percepe viteza de reacție a piciorului. Aici la examen? Da, avem nevoie de izometria piciorului, de a putea ține, cum erau filmele cu Van Damme mai demult, de a avea echilibru. Fetița încearcă să țină piciorul cu mâna, da? Da, mai ușoare trucuri. Un exercițiu foarte solicitant. Da, ai nevoie de o bază musculară foarte bună. Copiii care vedeți în imagine au undeva la 6 luni de zile, deci a avansat destul de mult, având în vedere cu sportul care îl practică în școli. E bine că știu alerga și știu să facă cât de cât o respirație. Eduard, tu ce centură ai acum? Verde. Ai luat centura verde. Da. Cum ți s-a părut examenul? Chinuitor? Ai făcut febră musculară de la izometria? Da. Ai făcut, da? Și tu? Nu. N-ai făcut febră musculară? Nu. Pe tine cum te cheamă? Alexandru Boloage. Alexandru. Tu, Alexandru, ce centură? Tot verde. Tot verde. Deci sunteți acum cu verzii europeni. Iată. Da, mai lipsesc încă 2 sportivi foarte talentați de la Sebeș și avem undeva la 2 foarte buni la Sebeș și 2 foarte buni la Alba. Și restul lotului e bun, dar îmi place să fac o selecție. Deci 4 și-au luat verde sau cum? Au luat în jur de 6. 6 au luat verde. Urmează următoarele examene, o să mai dureze jumătate de an. O să mai treacă mai departe doar 3. O să aibă șansa de a da. Restul se opresc aici pentru a aprofunda mai mult. Deci mai departe se dă la verde cu albastru. Da, verde, nu? Cu albastru, albastru. Da. Și de la albastru în sus intră la... Da, de la albastru e jumătate. Deci alt fel de bătălie, adică o bătălie mai dură, ca să spunem așa. Da, de la 5 cupi. Ultimele evoluții la concursuri a fost la Bratislava. Care a fost componența lotului de la Bratislava? De la Bratislava am participat cu un lot restrâns de 3 sportivi. Am forțat categoria minus 28, minus 30 de kilograme și minus 35. Ulterior, Eduardo Cetean, aici de față, a trebuit să facă pasul la minus 30 din cauza că a avut mai puțini adversari și atunci s-au acumulat pentru minus 30. Cum e în Bratislava? S-a plăcut? Ați apucat? Ați mers un pic pe străzi, pe acolo, pe la castel? Da. Eduardo, ești hipnotizat de propria ta imagine de la televizor, așa e?
Ce ai făcut la Bratislava acolo? M-am luptat. Te-ai luptat și pe străzi ai fost, ai vizitat obiective, ceva? Da. Da? Și cum e? Mai curat ca în Alba Iulia sau? Tu cum ai văzut că e? Da. Îți mai avansați aia? Cu ce-s mai avansați? Cu mașinile. Cu mașinile? De ce? Îs foarte multe producții de mașini. Mai noi mașinile lor? Da. Da, pe jos era curat? Da. Aveau locuri de parcare. Eu știi că în Alba Iulia... Da, așa, aveau. Așa. Aveau? Ți-a plăcut? Și tu ai fost la Bratislava? Da. Și cum e? Frumos. Vezi, ăsta e un alt avantaj de faci sport, vezi lumea. Exact. Am încercat să participăm în weekendul ăsta. Aveam șanse mari și pentru medalii, pentru că în exterior... Fiecare organizator organizează în felul lui competițiile. Acum la Praga era A și B la aceeași categorie, deci nu separați. Nu făcea diferență. Da, diferență. Și câți copii ai acum, în total? Acum a venit vara, părinții încearcă să mai trimită pe la bunici. Am restrâns un pic numărul, în jur de vreo 25-30 de sportivi. 25-30 da. De sportivi. Cei care ne urmăresc, e bine de știut că nu aveți finanțări din partea Consiliului Județean, primărilor și așa mai departe, deci chiar și aceste ieșiri se fac, cum se zice, din bani proprii, pe efortul părinților și efortul tău, bineînțeles. Ideal ar fi să reușiți să vă găsiți niște sponsori, deoarece la aceste ieșiri internaționale, cum au fost cele de la Bratislava, urmează, am înțeles, în Germania, da, aveți o competiție în pe care... Hamburg, da, la în fel, Hamburg, o competiție super interesantă. Pe care tot așa, ar fi bine devenit niște sponsori, cei care iubesc acest sport. Bineînțeles că este un sport spectaculos, taekwondo, și bineînțeles că sponsorii ar avea și ei de câștigat o imagine nu și pe plan, și pe plan local, pe plan în țară, da, la fel și pe plan internațional, depinde ce branduri, depinde ce sprijin vor să ni-l ofere, gen să-l purtăm pe echipamente sportive. Chiar acum am reușit să vorbim cu cineva, să vedem de a face măcar niște bluze. Da, arătăm și noi ca și care club. Este varianta? Nu știu dacă te gândi sau ți-ai făcut cu siguranță niște calcule. Ce înseamnă o ieșire de un lot, să zicem, de, nu știu, 15 persoane? Care sunt costurile ca să te duci la Hamburg? La Hamburg? Undeva la 200 de euro de persoană. 150-200 de adică euro. Undeva la 3000 adevăr de că, euro. Adevăr că, într-adevăr, dacă am fi un grup mai mare, numai că închiriatul și automat implică costuri. Închiriatul meu, da. Cam tot la fel, deci 150-200 de euro de persoană. Include taxa de participare, cazare și na. Și masă. Ușor, da. Și masă, da. Totul sunt niște bani pe care nefericire, da, nu prea nu se găsesc în consiliile. Am văzut acum cei de la Direcția Județeană de Sport, da. Turism și Sport, nu știu dacă ai văzut. Nu am văzut. Fac un forward la e-mail, am primit de la Direcția Județeană. Au lansat o selecție de proiecte pentru dezvoltarea sportului și așa mai departe, undeva sume finanțate între 6.000 și 9.000 de lei. Da, în cazul de organizare, da. Probabil. Și selecția de dosare are loc până la sfârșitul lunii, cred că lunii iunie, dacă nu mă înșel. Oricum, perioada de desfășurare 1 august, 1 noiembrie, așa ceva, în care trebuie să aplici programul. Ar fi interesant să văzut. O să încercăm dacă, și noi, să aplici. Încercăm să facem diferite competiții în viitor. Încercăm să facem un campionat la Sebeș, pentru că este singura sală în care are și o tribună. În Alba Iulia, din păcate, nu avem. La Flamura la Sebeș. Da, la Flamura la Sebeș, da. Este o sală destul de interesantă. Am vorbit acolo cu domnul viceprimar, la fel împătimit a sportului, ne sprijină
din toamnă ca să putem să facem antrenamente la Flamura. E super locația, da. E o locație super și putem, având o sală mare, avem mai multe șanse de a face chiar pe bune, pentru că în taekwondo este suprafața de luptă este 8x8, în sala Ovigol Gym, unde facem momentan, este mulțumitor, dar aici sunt imagini de la examen? Da, imagini de la examenul de centură. Dar în ce constă un examen practic, așa, ca să înțelegi? Constă în mult mai multe, depinde de nivelul sportivilor. Ai nevoie prima dată de un examen teoretic pentru mai multe chestii teoretice în coreene. Pe urmă, blocaje, tehnici de picior, tehnici de braț, luptă. Dar apropo de coreeni, eu cred că în Coreea și de nord și de sud, clar că și coreenii de nord practică sportul ăsta. Da. Cred că fac taekwondo cum facem noi la școală, da, matematică. Da, e o cultură, sau, e automat o cultură. Ei și din bugetul statului, ei automat o anumită sumă anual o trimit pentru taekwondo și formare și clar, da. Automat. Taekwondo pe plan mondial este foarte, foarte iubit și foarte... Nu știu, la ăștia din Coreea de Sud, dar la Coreea de Nord, armata e obligatorie și pentru băieți și pentru fete. Băieții, bărbații fac 11 ani de armată în care în fiecare zi fac pregătire fizică și taekwondo. Deci super. Îți dai seama ce jucătorii să ia. Și fetele fac mai puțin, doar 7 ani de armată. Deci... Super. Pregătire fizică, da, la maxim. Da. Aici fac și exerciții cum vedeam în filmele chinezești, știi, că luptă imaginară, ceva de genul. Da, este procedeu, partea a taekwondo-ului, pumse se numește, este o luptă imaginară. Unii dintre ei, cum ați văzut mai devreme, au reușit să îndeplinească primele forme, primele pumseuri. Pe urmă, ușor, ușor, nu mai putem face ca și mai de mult, ca și comuniștii, să-i ținem, pentru că atenția trebuie formată a copiilor. Și atunci, ușor, acolo, ușor, de la antrenament la antrenament. Sunt niște bucăți de lemn, da. Îi mulțumim pe această cale. Este un producător de lemn din oraș. Păi le face bune numai pentru foc. Da. Nu mai trebuie să luăm cărbuni. După un examen facem destul de... Cât de mult îți mulțumim și cum reacționează părinții celor mici după, iată, un an jumate de când ai dat drumul la această activitate, nu? Cu aproximație? Da. În 13 noiembrie, zi cu noroc, 13, facem 2 anișori de când facem taekwondo. Mulți înainte, da. Mulțumim. Cred că bine. Unii copii care reușesc să depășească anumite bariere emoționale și psihice, se simt mulțumiți părinții din cauză, pentru că îi dezvoltă, reușesc să comunice, reușesc să se întărească ei ca persoană. Și atunci, indiferent de probleme, chestii, reușesc să le întrețină mai repede. Eduard, tu cum? De când faci taekwondo, cum? Ești mai puțin mofturos? Îți faci patul dimineața? Da. Sincer, nu o minți. Da? Și ți-l făceai și înainte? Da. Da? Deci. Dar la tine tu cum simți așa de când faci taekwondo? Te simți mai sigur pe tine? Adică altcumva vorbești cu fetele din clasă sau cu... Nu, altcumva te simți pe poziții? Da. Da? Mă simt mai sportiv. Te simți mai sportiv. E ok. Tu cum te simți de când faci taekwondo? Înainte ai făcut alt sport? Eu fotbal. Fotbal. Tu? Eu... Un alt stil de karate. Deci tu ești din karate în karate. Și de ce ai abandonat vechiul stil? Că nu mai mi-a plăcut. Sper că nu fugi de la taekwondo. Nu. Ești îndrăgostit pe viață de taekwondo, a? Da. Ce centură vrei să obții în următorii 5 ani?
Cât de sus se poate. Cât de sus se poate? Păi cât de sus se poate? La un negru cu 3 dani. Au, ești bine. Tu? Cam la fel. Cum, cum vă simțiți în ring? Aveți emoții înainte când începe lupta? Nu prea. Nu? Uneori. Uneori? Eu tu? Da. Ai emoții? Da. A, stai, că acum, da, Eduardo. Tu mai plângi câteodată înainte de emoții. Dar trebuie să lași emoțiile, că tu ești un sportiv foarte talentat. Am văzut că faci foara ca, cum îl cheamă pe ăla? Claude Van Damme. Mai ceva. Pe două scaune? Stai așa, încerca să-ți faci poză? Da, am încercat. Și stai pe două scaune? Da. Din start făceai sfoara dinainte de a veni la taekwondo și nu, înainte? Nu, mai aveam un pic. Aveam o mobilitate bunicică, dar am lucrat și am reușit să dezvoltăm o mobilitate super. Da, oricum, acum, cred că la ultimile competiții mai lași și emoțiile deoparte. Da. Depind. Cred că da, am depășit, o să înceapă am să aibă emoții concurenții tăi. Cu siguranță, știi? Deja având 10 ani, am ambii sportivi foarte talentați și foarte, foarte buni, un produs foarte bun a orașului Alba Iulia, mai avem pe Fara Alexandru, pe Roncea Petru, pe mulți alții fete, foarte multe fete și multe fetițe care vin din spate, mai micuțe, mă refer la 7-8 anișori care se antrenează. Ei având 10 ani, deja colegi de-a mei din țară, deja îi cunosc, deși noi suntem la B-class, la divizia B, ne știu și acum deci au mai răsut. Deci 10 ani ai împlinit? Fac 11 în 30 iunie. Și de la ce vârstă faci sport? De la 9 ani. De la 9 ani. Cu forța te-a dus la început. Poți să ne spui aici că nu le urmăresc. Nu, am vrut să văd cum este. Da. Și cu laptopul și cu tableta, cum? Mai aveți timp? Nu prea. Da. Nu prea. Aia e grav. Încercăm să lăsăm tableta deoparte, mai ales acum la Bratislava nu am avut roamingul activat. Aici și ori suferit? Ori suferit așa puțin, dar ori depășit. Ne-am canalizat către competiție. Au fost și părinți la da, Bratislava? Da, am avut sprijinul tata lui Eduardo, ne-am pus la bătaie și mașina și a fost și șofer, dar am reușit să ne ducem așa cum am putut, am dus la bun sfârșit. Antrenamentele continuă și vara și din câte am înțeles, aveți și o tabără, un cantonament? Da, avem în plan mai multe cantonamente, acum depinde ce buget și cum ne putem dezvolta. Avem un cantonament în începutul lunii iulie la munte și pe sfârșitul lunii iulie la fel, unul la mare, pe taekwondo. Pe urmă, în august ar mai fi internațional ceva tabere în Serbia. Am vrea să participăm și o să vedem dacă și reușim să putem. Ne-ar prinde bine. Au un nivel competițional peste nivelul din România și asta. Da, deci cât de mulți spectatori sunt la astfel de concursuri, la un concurs internațional? Având în vedere că la competiția... Sau cum e privit acolo acest sport? Este un sport elegant. În Bratislava. Un sport elegant, un sport de maestrie foarte... Și un sport olimpic. Da, e un sport olimpic. Păi au fost undeva la 600 de sportivi în Bratislava. Pe lângă automat au participat părinți. Deci, cu siguranță s-a dublat, triplat numărul. Audiența plus a fost mediatizat acolo? Da. Ai văzut reporte? Da, chiar am văzut, da. Și unul dintre băieți a fost publicat pe pagina competiției poze din lupta lui. Păcat că a pierdut cu un sportiv foarte tehnic de-al lor. Și automat ne-au prins și pe noi în imagine. Deci astfel de, să zic eu, subvenții sau așa legate de sport se pot obține, cum am zis, și de la Direcția Județeană de Sport. E un pic de efort, dar trebuie făcut oarecare, nu presiune, că nu e vorba de presiune, de cerut și la consiliile locale, în măsura în care pot, cu
cât avem acces la mai multe sporturi, ramuri sportive, cu atât copiii noștri au de câștigat. Părerea mea că este un sport foarte sănătos. Îndemn părinții la orice sport, nu neapărat la taekwondo. Acolo orice ce sport. Le dai? Diploma? Aici sunt foarte mândri și foarte bucuroși pentru că la finalul examenului de două ore, da. Maria, o sportivă foarte talentată, la fel face spargatul, foarte tehnică, are undeva la 7 anișori și viitoare campioană, cu siguranță. Are cintura... Și se bucură pentru colegii ei. Încercăm să unim, indiferent, ei luptă între ei și se bucură de chestia asta. Abia așteaptă. Noi nu facem lupte zi de zi sau fiecare antrenament. Și la petrică, da. Și la cintura verde. Da. Dar nu se face, cum zice, centura. La jiu-jitsu brazilian, când iei centura, da, trece pentru un culoar de centuri. Și la judo, la fel, da. Îți luai câteva pe cocoașe, ziceai că mai bine nu intră cu centura. Da, sau la picioare, sau pe unde apucai. Da, e o veste bună pentru Sebeșen, dacă la Flambura se găsește loc și... Da, îndemn pe toți din Sebe să vină să-și îndrume copiii. Deocamdată faci doar Sebeș și... Sebeș și Alba. Alba, Iulia. Da. De fapt, nici nu poți să faci în 7-8 da, orașe. Da, pentru că nu reușesc să mă clonez, da. Să ajung în alte părți. La Sebeș câți sportivi? Undeva către 15 sportivi. Tot mai selectăm, așa, mai pică unii alții, dar... Am reușit să... Într-adevăr, nu am mai fost prin școli, cu promovări, ne-am axat, am avut un an competițional foarte, foarte încărcat, sunt sportivi foarte buni. Într-un an jumate, cum ați urcat în topul cluburilor din România? Am depășit jumătate. Acum, în ultima... Câte cluburi sunt? Undeva către 60. 60 de cluburi. Deci foarte puține. Foarte puține. 60 de cluburi de taekwondo, așa ca să înțeleagă cei care ne urmăresc de ce zic foarte puține, sunt în țară peste 3.000 de unități teritoriale, adică de primării, peste 3.000 de primării și numai 60 și municipii cât de ordin sutelor, de 60, deci vă bateți cu Clujul, cu Mureș, cu București, cu Iași, cu... Da. Bănuiesc orașele mari, nu? Cluburi cu tradiție, da... cu un lot de sportivi, 60-70 participă la o competiție, au câte 3-4 antrenori, instructori care pot să se ocupe, pentru că la noi se luptă, știți, pe mai multe suprafețe și atunci automat ca și antrenor trebuie să ai o distribuire și atenție ca să știi unde să fie sportivi echipați, pregătiți, pentru că avem nevoie la fel de tehnică, de echipamente speciale, care la fel costă o grămadă de bani. Am cerut acum o ofertă de la un producător și numai pentru a face antrenament în sală ne costă peste 250 de milioane, undeva la 4 veste de mărimi diferite ca să poată face antrenament și cei micuți și cei mari, deci un 1 și un 3. Nu, ce mai trebuie? Marșat și încercat din toate puterile, găsite resurse și, bineînțeles, oferi și avantaje, pentru că și cel care vine să facă o sponsorizare, bine, probabil sunt și 100% filantrop, dar au și ei de câștigat. Da, pentru că ne urmăresc, deja ne urmăresc și pe pagina clubului, ne urmăresc peste 2000 de persoane. Automat fiecare părinte mai are acum pe internet, unde toată lumea are un telefon și captează atenția cel puțin câteva ore din zi în telefon. Are câteva mii de persoane și automat când un campion ca și Eduardo și Alex, care sunt viitori campioni și încercăm să atragem fonduri către ei, să-i sprijinim pentru a îndeplini visurile și cine știe, poate reușim să trimitem și noi spre acum la Tokyo, nu, dar în viitor, cine știe, la Olimpiadă un sportiv de taekwondo care n-au reușit niciodată nimeni din cauza că nu se investește. Dacă s-ar investi în sportiv, cine știe. Nu toți iasă campioni, dar cel puțin îi ținem de pe străzi, nu fac diferite probleme sau anumite chestii care sunt zi de astăzi. Da, așa e. Și la urmă urmei, un sport care dezvoltă și inteligența, nu e un sport, știi, care... Este o scrimă foarte, foarte inteligent și
toți sportivii noștri din cadrul clubului sunt și premianți și învață foarte, foarte bine. Și automat au o disciplină anume, deci au și un avantaj făcând un sport. Pe când un concurs la noi în zonă să poată... Suntem în discuții să vină și prietenii lui Eduardo să da, să direct. Poată să... Dacă, eu cred că dacă ar fi un concurs, nu știu unde, la Casa de Cultură, pe scenă să facă... Tot într-o sală, da? Ar veni toți colegii tăi de clasă? Cred că da. Ar veni câțiva, hai. Da, ar veni câțiva. Prieteni, cunoștințe. Da. Am face un eveniment frumos pentru... Cât de greu se organizează un concurs în zonă? Dacă cineva vrea să te susțină... Greu de organizat nu este, din cauza bugetului mai mult. Pentru că sunt foarte multe probe la noi, mai ales având și A și B. Sunt un număr de medalii, arbitrajul, cazări, mâncare, săli, ambulanță. Câți sportivi ar veni dacă ar fi un concurs omologat? Dacă este un concurs, noi suntem afiliați la Federația Română de Taekwondo, reprezentată de Ministerul Tineretului și Sportului, deci suntem... cu acte reguli, da. Eu cred că am reușit un număr de 300-400 de sportivi, făcând asta o competiție națională. Clar, da. Având un buget mult mai mare și o insistență mai mare, putem dezvolta și automat face o competiție internațională. Mulți din afară și-ar dori ca să vină și în România. Deci atrage un interes a multor chestii. Și pentru... să văd cine o să fie primul, Sebeșu sau Alba Iulia în dezvoltarea acestui concept? Bine, cu siguranță Sebeșu, din cauza pentru că este singura sală cu potențial. Da, deci e și dar în Alba Iulia nicio sală sunt iubitori de sport. Nu. Nu? Pentru că este în HCC undeva la 3 rânduri. Nu. Foarte facem mic. Competiție, și la sala facultății, 1 decembrie, la fel. Foarte puțin. Deci la Sebeș teoretic s-ar putea face. Sala avem, mai trebuie sponsor și... Mai trebuie sponsor, iubitori de sport care corect. Vor să... Ce buget? Acum, și dacă nu e un sponsor, unul singur, ce buget? Undeva la 30.000 de lei. Adică 300 de milioane de lei vechi. Nu e niciun capăt de țară. Nu. Să aduni nu ar fi. 300 imposibil. De sportivi din toată țara, adică să pui în valoare Sebeșul timp de o zi, de două? L-am face pe o zi pentru a diminua din costuri, pentru că făcându-l la două ar fi mult mai ok și mai lejer pentru... Adică să fie și o noapte de cazare, în sensul Da, este automat o noapte de cazare din cauza pentru că sportivii ar veni de vinerea, ar vizita cetate, ar vizita Sebeșul, orașe frumoase. Corect. Și automat... Și sâmbătă ar fi competiția. Da, cu siguranță ar fi un succes. Și pentru producătorii locali ar fi cei ok. Cei care ne urmăresc sunt oameni care au posibilitatea de a se angrena într-o astfel de activitate. Cu siguranță. Păi numai clar că o competiție națională ar atrage automat o știre pe posturile naționale, nu mai vorbim de noi care clar o să fim acolo și o să dăm cât mai multe imagini. Automat, fiecare părinte sau fiecare copil postând în spate cu bannerul promoțional și un check-in la Sebe și la Alba Iulia, automat punem în valoare zona. Stăm, ne cazăm, mâncăm în Sebeș, mâncăm, cheltuim. Știi cum e? Că dacă e așa, până vin sponsorii, trebuie să-i cauți tu. Trebuie creionat un proiect și mergi din poartă în poartă la cei lucrăm să-l facem acum. Care au potența astea, financiară, săptămâna că nu te poți duce la unul care are gogoșerie. Ba, mai știi că și acolo. Da, pentru că poate să vândă și el automat sâmbătaia, cine știe, câteva sute de gogoși. Câteva mii de gogoși, nu neapărat de asta, dar știi, cele mai bune afaceri sunt cele făcute cu făină. Făină plus apă, ori 10 egal cifră de afaceri, știi? La o clătită cât consumi? Un pic de făină și clătită ai 5 lei la restaurant. Da, ce să zic, mult succes în a demara acest proiect și de a-l duce mai departe cu mai mult avânt. Succes și vouă copiilor. Mulțumim. Și la taekwondo și la școală, da, acum lăsăm școala deoparte că vine vacanța, nu? Ați intrat în vacanță? Mâine.
E bun. În vacanță teme vă dă? Acum nu mai știu cum e moral. Nu vă mai dă teme. Mi-au dat o carte de vacanță. Ce v-a dat? Un caiet de vacanță. Atât? Da. Cărți să citiți în perioada de vară? Nu. E și grav dacă citești prea mult, zice că te ia cu capul. Dar taekwondo, face și pauză la taekwondo? Nu. Acum ai bătaia peștelui, nu? Vara asta... O să facem mai multe activități, o să încercăm să mergem și cu corturile la munte, o să ne dezvoltăm așa, să vedem un pic dacă putem depăși anumite chestii. Păi cu siguranță, cu un pic de voință și cu un pic de efort, rămâne să îți trimit acel proiect propus de către cei de la Direcția Județeană de Sport. Succes și la obținerea de fonduri. Mulțumim! Orice iubitor de sport, noi facem sport pentru orașele noastre, Alba și Sebeș, aici în județ. Încercăm să dezvoltăm micii campioni care vor să se angreneze, să lupte pentru ei, pentru că este un sport individual, dezvoltă eu sunt convins că vei primi sprijin din partea municipiului Sebeș. Păi anul trecut s-a făcut tot așa de la începutul lunii august, foarte mare deschidere au avut cei de la primărie, în special primarul de la Sebeș, un campionat național de oină pe echipe. Da. Și tot așa a venit o propunere din partea Federației Române de oină, deschiderea a fost foarte mare, deci cred că cele mai mari șanse, nu numai din cauza sălii, flamura, și din cauza de sport, deschiderii la fel, care există. La fel domnul primar, cât și domnul viceprimar, iubitor de sport. Da, și trebuie discutat și spus, știi, greu că zice... Reușim săptămâna ce vine să spui, domnule, trebuie 30.000 de euro să facem concursul ăsta. Sau 30.000 de euro o să facem pe urmă în viitor o gală de kickboxing. O gală internațională. Încercăm să facem, noi lucrăm și pe kickboxing, avem rezultate bune și pe kickboxing. Am fost la Baia Mare. Ai și la Sebeș, pe kickboxing? O să încercăm, pentru că dacă în toamnă ne mutăm în Flamura, o să încercăm să lucrăm la OV Gym, o grupă de kickboxing. Și atunci dezvoltăm și cei tineri de 14-16 ani să lase cluburile și astea pentru sport. Încercăm să-i agățăm în sport. Sunt de faliment cârciumile din zonă. O să ne sponsorizeze pentru că le oferim protecție. Da, asta e mai până la protecție, dar e o variantă și asta. Mă, aștept vești bune și să ajute Dumnezeu. Faceți un spot, domne, cu clubul vostru, să ruleze aici și la noi, că și noi suntem alături de sport, alături de clubul de taekwondo și ar merge un spot. Da. Câteva scheme așa mai spectaculoase dintr-o luptă sau din antrenament. Da. O să ne ocupăm să facem. Apropo, în încheiere, să te întreb, bun, vor copii, cum vin copiii spre taekwondo? Aduci de copii actuali? Cam care-i rata de recrutare? Unii da, prin vorbă, dar în special media. Pe Facebook. Cea mai sigură metodă de recrutare la genul ăsta de sport, de ramură sportivă, sunt concursurile. Da, adevărul că dacă s-ar organiza o competiție locală și am reușit să vorbim cu școlile în perioada competițională, să vină cu clasele, uitați copii, vă prezentăm un sport, părinții, să vină părinții, uite, vă prezentăm un sport, eu cred că le-ar place, pentru că nu se știe. Corect. Mulți stau în raza lor de confort și mai bine, din comoditate, ia telefonul sau bine ar fi să iasă afară să se joace. Așa ceva, știi? Da, multă lume nu știe, din păcate. Probabil n-au încredere că ei ar putea face sportul și ăsta. Și asta este drept, din cauza ne având o viață sportivă. Nu știu, era în clasa, cred că clasa a patra, a fost în Sebeș un turneu zonal de judo. Bine, pe vremea aia sportul chiar era accesat de foarte, foarte mulți copii. Adică aproape toți copiii, dacă nu făceau fotbal, făceau alt
alt sport. E, la competiția, cred că 200 de copii au fost, să spun așa, vrăjiți de judo și s-au înscris la judo. 200 de copii de la o singură competiție și e posibil același efect să fie și acum, după ar fi super, vă dați seama. 40 sau 35 de ani. Același efect, am fost acolo cu părinții, ne-am uitat, clar, direct, și noi vrem. Da. Deci nici nu s-a pus problema că vrem sau nu vrem. Maică mi-a cumpărat o minge de fotbal, era așa că mă apuc și de fotbal, când am văzut judo, zic, nu, judo, nu, da, fotbal. Așa este. Dacă reușești să te uiți și ți se pare interesant, posibil automat să pe perioada de vară, unde se vor face antrenamente? La HCC, da, acolo în spate? Lângă HCC, lângă unde HCC. Este terenul de fotbal sintetic Fair Play, este, da, în spate o clădire, sus se la mansardă, se continuă în continuare, vara? O să fie pe luna iulie, august, program normal. Lunea, miercurea la Alba, marțea, joia la Ovigol Gym în Sebeș. Bun, pot veni și cei care sunt novici, adică n-au făcut niciodată? Îi așteptăm pe oricare. Pentru cum ajung la tine? Cel mai simplu. Cel mai simplu, să vină direct, să mă contacteze pe Facebook, dacă vor, Alin Moldovan, anumite detalii, sau să vină direct la sală. Da, deci Alin Moldovan pe, da, Facebook, pe Facebook îți mai sau Revolution Alin Academy. Probabil numai unul în echipamentul, păi, Revolution Academy. Da, Moldovan sunt mai mulți. Moldovan sunt mai mulți, da. Deci Alin Moldovan pe pagina de Facebook sau pe tot pe Facebook Revolution Academy. Îl găsiți pe Alin acolo, luați legătura, trimiteți-vă copiii, fete, măcar băieți, vara. Da, fete, băieți. Acum avem și numai diferite un motiv activități, că nu are timp de, da, școală. Și până la toamnă or să decidă copiii dacă le place sau nu le place. Exact, să-și continuă activitatea. Adică nici n-ai de unde să știi, știi, cred că unii părinți pun problema într-un mod așa eronat. Măi, vrei să te duci la taekwondo? Și zice, păi, nu, că nu știu ce. Duce-ți să vedeți exact cu ce se mănâncă. Și după aceea eu cred primul că antrenament este gratis, dacă veniți ține cu încredere acasă, să încercați. A, cu atât mai mult. Deci primul antrenament este gratis. Lăsați-l măcar o oră jumate sub comanda mea, cu siguranță să-i placă, să lovească acolo la țintă. Și cui nu-i place, activită, nu are nicio obligație. Cine nu-i nicio supărare, da, ne strângem unele. Dacă te-ar încuia în casă și nu te-ar mai lăsa la taekwondo, ai face urât, sincer. Da. Te-ai supăra, nu? Și tu, la fel? Da. Da? Dar acum voi, după antrenament, visați așa, unde ați greșit, la o luptă, aveți? Nu prea. Nu prea, nu încă, o să aveți pe viitor. Da, felicitări. Da, foarte, foarte talentați. Mă bucur de evoluția tuturor sportivilor, i-am felicitat și după examenul de centură. Noi de obicei dăm examenul de centură în colaborare cu un alt club din Târgu Mureș, care ne ajută. Pentru că de fiecare dată comisia de examinare sunt dumnealor de la Tornado Taekwondo, niște profesioniști adevărați. La fel, îi mulțumim președintele federației, la fel ne-a sprijinit întotdeauna cu diferite activități, ne-a ajutat cu păi o suprafață. Păi poți să anticipat și la ce de la Sebeș că faceți. Și nu, le mulțumesc, Sebeș, și le mulțumesc oricum domnul viceprimar și domnul primar de la Sebeș pentru că ne pun la dispoziție din toamnă sala Flamura. Cel puțin pentru speranța că din toamnă, da, va fi. Da, o să desfășurăm acolo activități și cu siguranță mai mult o să facem la Sebeș. O să crească și calitatea aerului cât de curând. Mâine, pentru cei care ne urmăresc, mâine la sediu ISU din Alba Iulia e o dezbatere publică cu privire la ce se poate întâmpla dacă are loc un accident major la fabrica Cronochem din Sebeș. Dezbatere publică la care pot participa toți cei interesați, dar în același timp astăzi un comunicat de presă foarte interesant pe care îl citesc mai departe pentru a-i bucura și pe alții. Municipiul Sebeș achiziționează unul dintre cele mai performante sisteme automate de monitorizare a calității aerului. Municipiul Sebeș a demarat procedura de achiziție a unui sistem automat de monitorizare a calității aerului de pe raza unității administrative Sebeș.
Acesta va monitoriza principalii poluanți rezultați din activitățile industriale, monoxid de carbon, dioxid de sulf, oxizi de azot, ozon, pulberi în suspensie, benzen, formaldehidă și alți poluanți, precum și datele meteo. Iată că la un an și ceva de la referendumul, care nu a fost neapărat un succes, mai trebuia 1% pentru a fi validat acel referendum consultativ cu privire la achiziționarea acestui laborator, primăria Sebeș, conducerea, a luat decizia să achiziționeze acest aparat. Doamne ajută, avem nevoie de un aer mai curat, de control mai mult la Sebeș. Valoarea estimată a investiției va fi de 1.372.000 de lei și anunțul de participare pentru achiziție a fost publicat chiar astăzi în sistemul electronic. Ca o paranteză la această știre, cu siguranță se vor afla cârcotași de data asta să spună, dar de ce s-a mai făcut referendum, că s-au cheltuit bani. Eu cam atât vreau să vă spun cu privire la acest subiect. Mulți din cei care au făcut tărăboi că se cheltuie sume mari de bani pentru organizarea referendumului, au luat mii de lei din organizarea lui. Și cred că e timpul să terminăm cu aceste băgări de vină. Bine că îl achiziționează și bine că viitorul, iată, aerului de la Sebeș are o șansă în plus. Eu îți mulțumesc, Alin, pentru participarea. Și eu vă mulțumesc pentru șansa de a promova încă o dată taekwondo și sportul în Alba și în Sebeș. Încercăm să dezvoltăm și să formăm un club care să ajungă destul de sus în elita sportului național și internațional. Mult succes!